Bună dimineața, stimați telespectatori, bună dimineața, dragi studenți. Iată că ne revedem astăzi cu un curs, zic eu, extrem de util, extrem de important pentru, în primul rând, pentru studenții aflați la specializările cu profil medical din cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, instituție de învățământ superior Fanion, nu numai în plan local, cât și național, instituție de învățământ superior care, până la urmă, vine și în primul rând în sprijinul atât al studenților, cât și al tuturor celor care lucrează în sistemul sanitar și, nu în ultimul rând, dumneavoastră, stimați telespectatori, dorniți să aflați aspecte care lămuresc într-o bună parte starea actuală a sistemului medical din România. De asemenea, aș dori să fac câteva precizări pentru început, în sensul că ceea ce vă propun astăzi este de fapt un curs care se circumscrie disciplinei management financiar în domeniul sănătății și pentru astăzi am ales o temă, zic eu, de strictă actualitate, tratată în mare măsură în condiții de normalitate și să fac această precizare pentru că este știut faptul că nu numai țara noastră, cât și toate țările de pe glob, din punct de vedere al sistemelor medicale, se confruntă cu reale probleme, iar, aș spune, fără teama de a greși, contextul epidemiologic actual este, pe de-o parte, o grea încercare pe care trebuie să o treacă cu bine, zic eu, sistemele medicale, dar, în același timp, același context epidemiologic este, de fapt, un, să spunem, un examen de maturitate pentru fiecare din sistemele medicale. Tema pe care vă propun astăzi are la bază opiniile specialiștilor în domeniu, cu excepția celor pe care le exprim din punct de vedere personal. Spuneam, se adresează studenților universității noastre, de la specializările medicale și nu numai, tuturor celor care lucrează în sistemul medical din România, cu preponderență în segmente, în sectoare de activitate care au legătură cu administrarea resurselor financiare și, nu în ultimul rând, spuneam dumneavoastră telespectatorilor, tema de astăzi intitulată, fiind intitulată Aspecte privind alocarea și gestionarea resurselor din sănătate. Obiectivul general al cursului îl constituie acela că studenții trebuie să asimileze principalele aspecte juridice privind managementul financiar în domeniul sănătății. Aș face o primă paranteză în sensul că, până la urmă, nu numai în sistemul medical din România, dar, în primul rând, în cadrul acestuia, pentru că despre el discutăm, resursa financiară are o importanță covârșitoare, fiind direct proporțională cu gradul de dezvoltare al sistemului medical românesc și, dacă ar fi să extindem, să extrapolăm discuția, să o extindem și pe alte paliere, până la urmă, resursa financiară din domeniul sănătății este dovada sau este direct proporțională cu sănătatea populației, cu sănătatea fiecărui individ din societatea românească. Obiectivele specifice pe care doresc să le îndeplinesc, să le realizez prin acest curs, sunt în număr de două, aș dori să le enumer, dobândirea unor noțiuni de bază privind alocarea și gestionarea resurselor financiare în sistemul medical din România și, nu în ultimul rând, cel al doilea, în egală măsură ca și importanță, înțelegerea unor aspecte juridice privind problematica resurselor financiare din domeniul sănătății. Să trecem propriu-zis la cursul de astăzi. Cursul de astăzi l-am structurat pe mai multe părți, cu o înșiruire logică. Debutează cu o serie de premise, cu un argument, în care vom încerca, în primul rând, să ne familiarizăm cu tema cursului de astăzi și în cea de-a doua parte a cursului voi analiza, vă voi supune atenției dumneavoastră câteva aspecte pe care le-am considerat relevante legate de figura centrală a oricărei organizații și anume managerul. Manager care este principalul, să spunem, artizan al modului cum trebuie să gestioneze resursele financiare alocate. Și, în ultimul rând, în partea finală, așa cum este firesc, cursul se încheie cu o serie de concluzii precedate de o, să spunem,
n-aș spune o diagnoză, de o enumerare a principalelor probleme, deficiențe cu care se confruntă sistemul medical din România, deficiențe pe care le-am abordat la nivel general. Premisele cursului de astăzi sunt, să spun, de fapt, o scurtă radiografie a sistemului medical românesc. Sistem medical românesc care, așa cum cu toții știm, indiferent de cunoștințele de specialitate pe care le avem, se confruntă cu foarte multe și reale probleme, iar realitatea actuală este cea mai bună dovadă a acestei afirmații. Am putea discuta, detalia puțin această primă afirmație, indiferent că privim că o abordăm în condiții strict de normalitate, este știut faptul că și înainte de această pandemie, sistemul medical din România se confrunta cu foarte multe probleme și cu atât mai mult în această perioadă, iată mai bine de un an și ceva, sistemul medical românesc aș putea spune că face reale eforturi să reziste, să facă față tuturor problemelor ridicate de contextul epidemiologic actual. Una dintre marile probleme cu care se confruntă sistemul medical românesc este, fără doar și poate, resursa financiară insuficientă. O altă cauză a problemelor cu care se confruntă sistemul medical din România îl constituie limitarea rolului autorităților publice locale în ceea ce privește administrarea unităților medicale, iar consecința acestei limitări fiind fondurile locale reduse în bugetul general al acestor unități medicale. De asemenea, fiind vorba de o disciplină specifică sau cu specific managerial, spuneam la începutul cursului că disciplina căreia se circumscrie cursul de astăzi se intitulează Management Financiar în Domeniul Sănătății, aș face următoarea considerație. În plan managerial, deciziile managerilor sunt de foarte multe ori netransparente și lipsite de evaluarea impactului asupra sănătății publice. Pe de altă parte, este o realitate și faptul că în țara noastră nu putem vorbi sau suntem departe de a putea vorbi despre o satisfacție medicală a individului, a fiecăruia dintre noi, cei care compunem societatea românească, individ privit ca pacient, ca beneficiar al serviciilor medicale, datorită faptului că toate guvernele post-decembriste nu și-au îndeplinit funcția ce revine în domeniul sănătății, dar și a politicilor publice din domeniul sănătății insuficiente și nerealiste și mai degrabă populiste din domeniul sănătății și nu în ultimul rând caracterizate de un real sau de un formalism evident. Ca o primă concluzie, modul cum se prezintă sistemul medical românesc denotă încă o puternică centralizare. Centralizare dovedită, din păcate, prin faptul că majoritatea deciziilor, mai ales a celor esențiale, se iau de către factorii decidenți din cadrul Ministerului Sănătății. O ultimă precizare legată de această scurtă diagnoză sau această scurtă prezentare a realității actuale, câteva considerații generale legate de realitatea actuală din sistemul sanitar românesc, este și aceea că alocarea resurselor, pentru că despre ele vorbim în cursul de astăzi, se face încă în mod discreționar, nefiind bazată această alocare încă pe criterii unanim acceptate pe plan intern sau extern. Sistemul medical românesc, fiind departe de a asigura un grad de satisfacție confortabil pentru fiecare dintre noi, beneficiarii serviciilor de sănătate, sistemul medical românesc trebuie să devină un sistem cu adevărat care să ajute oamenii
să fie mai sănătoși, un sistem care să fie corect, în care oamenii să aibă încredere în el și care este acolo, acest sistem, atunci când e nevoie de el. Indivizii, stimați telespectatori și dragi studenți, diferă în multe moduri în ceea ce privește cunoștințele și capacitățile lor de a înțelege sistemul sau propria stare de sănătate, neavând, așa cum spuneam, cunoștințele necesare. Indivizii, persoanele, beneficiarii, consumatorii de servicii medicale, au nevoi și preferințe diferite, iar serviciile trebuie adaptate acestor diferențe. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, serviciile trebuie organizate, localizate și accesate astfel încât să se țină cont de nevoile, spuneam, și preferințele comunităților pe care le deservesc și implicit ale indivizilor care compun acele comunități. Sistemele sociale de sănătate trebuie să fie capabile să asimileze aceste diferențe în ceea ce privește preferințele pacienților și să încurajeze procesul de luare în comun a deciziilor. Consumatorului, adică nouă persoanelor care la un moment dat pe parcursul vieții avem nevoie de, sau apelăm la serviciile medicale, spuneam consumatorului să îi se dea un control mai mare, dar în egală măsură trebuie să îi se dea și o mai mare responsabilitate pentru propria stare de sănătate sau pentru propria sănătate și să extindă această, dezvoltă această afirmație în sensul că sunt foarte multe situații, sunt foarte multe persoane în România și nu numai, în care nu putem vorbi despre o educație medicală, despre o cultură medicală, astfel încât, neavând cunoștințele necesare privind propria sănătate, la un moment dat, foarte mulți dintre noi apelăm mai târziu decât trebuia sau amânăm momentul în care apelăm la serviciile medicale. Consumatorii trebuie să aibă acces la informații de mare calitate în ceea ce privește sănătatea, sănătatea lor pentru a beneficia total de sistemul social de sănătate. Informațiile de calitate disponibile au un rol foarte important, acela că stimulează alegerea informată și sporesc șansele de menținere sau de recăpătare a stării de sănătate. O implicare sporită a consumatorului ca și partener în planificare și în evaluare reprezintă o componentă importantă în promovarea transparenței și responsabilizării în cadrul sistemului sanitar. Argumentul cursului de astăzi. Stimați telespectatori, sistemul de sănătate sau sistemele de sănătate sunt mari consumatoare de resurse. În ultimii 30, cel puțin 30 de ani, înregistrându-se o creștere continuă a nivelului resurselor necesare. Creștere datorată în principal problemelor sau realității din societatea românească, această realitate fiind caracterizată de o tendință accentuată de îmbătrânire a populației, de descoperirea de noi medicamente mai eficiente, dar și de noi tehnologii mai avansate, însă și mai costisitoare. Și nu în ultimul rând, de creșterea numărului persoanelor care beneficiază de asistență medicală, fapt ce constituie această ultimă, să spunem, precizare, fapt ce constituie o înrăutățire a stării de sănătate a populației privită la nivel general. Din punct de vedere teoretic, având în vedere această situație, susținerea financiară poate fi îmbunătățită în mod clar printr-o serie de măsuri, precum limitarea accesului la servicii, reducerea calității serviciilor sau creșterea ponderii finanțării private, care, fie spus, la rândul său are consecințe ce țin de limitarea accesului la servicii.
În schimb, niciuna dintre acestea nu este dezirabilă din punct de vedere social. Acum, dacă ar fi să abordăm și din punct de vedere al protecției sociale, cel mai indicat mod de susținere, de îmbunătățire a susținerii financiare este creșterea eficienței sistemului de sănătate. Pentru că tot am adus în discuție conceptul de eficiență, eficientizarea acestuia se referă în cazul de față la scăderea costurilor, menținând în același sau la același niveluri cantitatea și calitatea realizată prin, să-i spunem, prevenirea supraconsumului. Supraconsum care este, poate fi legat de, în mod firesc, de o supraaprovizionare de servicii medicale, dar și prin alocarea de suficiente resurse destinate programelor de prevenție și de menținere a sănătății, având drept scop reducerea unor potențiale cheltuieli viitoare. Adică, pe înțelesul tuturor, dacă se pune accent pe prevenție, automat vom observa că la un moment dat vor scădea cheltuielile viitoare. Această muncă de prevenție având rolul de a descoperi din timp eventuale situații care incumbă, care presupun cheltuieli viitoare pe care trebuie să le facă sistemul, să le realizeze sistemul medical. Comparațiile realizate între diferite experiențe internaționale pe baza raportului cheie cheltuieli supra-rezultate poate și trebuie să constituie un ghid util referitor la eficientizare. Finanțarea unui sistem de sănătate, dragi studenți, se referă, de fapt, la modul de colectare a fondurilor necesare desfășurării tuturor activităților din și în sectorul sanitar, precum și la modalitatea în care aceste fonduri sunt alocate și ulterior folosite, respectiv utilizate. Sunt mai multe modalități de finanțare a sistemului medical, însă, dacă ar fi să ne referim la una pe care să o alegem, combinată cu tipul de organizare a sistemului medical, determină cine are acces la îngrijirile de sănătate, costul acestor îngrijiri și, nu în ultimul rând, eficiența productivă, dar și calitatea serviciilor oferite. Toate aceste rezultate intermediare, la rândul lor, determină în mod firesc rezultate finale ale oricărui sistem de sănătate. Starea de sănătate a populației, protecția financiară contra riscurilor și, nu în ultimul rând, gradul de satisfacție a consumatorilor de servicii sau, așa cum înțelegem și cum cunoaștem fiecare dintre noi, calitatea serviciilor medicale. O altă concluzie a celor prezentate până acum este aceea că, indiferent de țara la care ne referim, capacitatea acesteia de a mobiliza fonduri folosind diferite modalități de finanțare a sistemului medical respectiv este strâns legată, direct proporțională, cu veniturile acesteia pe cap de locuitor, adică cu produsul intern brut. Acest lucru determină capacitatea fiecărei gospodării, fiecărei familii, de a plăti pentru sănătate și implicit cererea pentru aceste servicii. Există o multitudine de factori corelați cu mărimea fondurilor care pot fi disponibile pentru sănătate. Adică, acești factori de altfel influențează, în măsura în care putem discuta de un grad mare de colectare, pentru că până la urmă acești factori reprezintă, de fapt, pe de o parte venituri, pe de altă parte vizează celelalte două tipuri de resurse, resursa umană și resursa financiară, așadar există o multitudine de factori
corelați cu mărimea fondurilor care pot fi disponibile pentru sănătate. Și anume, baza de impozitare, numărul angajaților în sistemul oficial, numărul gospodăriilor sărace care trebuie subvenționate. Ce constatăm aici? Exact trimiterea la cele trei tipuri de resurse. Baza de impozitare, un concept, un termen, să-i spunem specific resursei financiare, numărul angajaților în sectorul oficial este, de fapt, trimiterea către resursa umană și numărul gospodăriilor sărace care trebuie subvenționate reprezintă, de fapt, esența sau necesitatea unei protecții sociale reale și adecvate și, până la urmă, utile. Pentru că tot discutam despre gospodării sărace, extinzând această ultimă precizare la nivel macro asupra, spunem, țărilor sărace, aceste țări sărace se confruntă din punct de vedere al colectării fondurilor cu o problemă majoră. În primul rând, gradul de colectare al fondurilor nu este unul suficient care să se apropie de 100% și reprezintă de fapt reprezentate de fapt de dezvoltarea economiei subterane care, conform estimărilor economiștilor, specialiștilor din domeniul economic, poate ajunge la 50% din produsul intern brut, în timp ce în țările bogate aceasta ajunge la 10%. Iată, de fapt, până la urmă, ceea ce influențează cu adevărat modul de alocare și gestionare a resurselor financiare din domeniul sănătății, un fenomen care, până la urmă, se regăsește cam în toate domeniile vieții unei societăți, unei țări, și anume economia subterană. Cunoaștem, în continuare, o să vă prezint principalele modalități de finanțare a sistemelor de sănătate, trecându-le în revistă prin prisma câtorva aspecte pe care le-am considerat importante și definitorii pentru fiecare dintre aceste cinci modalități, pentru că cinci modalități cunoaștem. Așadar, prima modalitate o reprezintă finanțarea de la bugetul de stat, finanțarea prin asigurările sociale de sănătate, cea de-a treia, finanțarea prin asigurările private de sănătate, finanțarea prin plăți directe și, nu în ultimul rând, finanțarea comunitară. Haideți să discutăm puțin despre prima modalitate, aceea a finanțării de la bugetul de stat. Este, până la urmă, cea mai cunoscută dintre toate cele cinci finanțări, modalități de finanțare pe care le-am prezentat. De fapt, prin această modalitate de finanțare, fondurile sunt alocate la bugetul de stat, fiind apoi alocate sectorului sanitar. De fapt, acoperirea populației este una generală, persoanele contribuind în funcție de venit și nu în funcție de riscul individual. Sunt acele contribuții la asigurările sociale de sănătate pe care fiecare persoană în calitate de salariat și nu numai, dar vorbim din punct de vedere al calității de salariat, adică a persoanei care are raporturi juridice, raporturi contractuale de muncă. Există mai multe surse de proveniență a acestor fonduri în cazul acestei prime modalități de finanțare. De fapt, de unde provin aceste fonduri? În primul rând, din impozite generale. În al doilea rând, din taxe cu destinație specială pentru sănătate și alte venituri bugetare. La rândul lor, impozitele generale provin din trei surse principale. Taxe de import sau taxe de export, impozite aplicate agenților economici, impozite pe salarii, precum și pe venitul global. De altfel, fondurile astfel colectate nu reprezintă de foarte multe ori o sursă stabilă de finanțare a sănătății, tocmai pentru că, așa cum spuneam, în cazul multora dintre acestea, gradul de colectare nu este unul mulțumitor care să ne permită să spunem că de la an la an
sistemul sanitar, din punct de vedere al finanțării, se poate baza cu adevărat pe aceste tipuri de fonduri. În practică, includem aici și latura sau factorul politic, pentru că este destul de prezent, din păcate, este destul de prezent în cadrul sistemului medical sanitar din România și nu numai, însă, în practică, politicul, în cazul țării noastre, joacă un rol decisiv în distribuirea fondurilor către sănătate, iar în cadrul acesteia, anumite domenii pot și sunt favorizate, din păcate, în detrimentul altora, pe criterii subiective determinate de anumite sfere de influență. E bine, această favorizare a unor domenii în detrimentul sau în defavoarea altora nu fac altceva decât să aducă reale de servicii care până la urmă se concretizează în mod negativ într-o lipsă sau într-o insuficientă calitate a serviciilor medicale. Ca exemplu, pornind de la această ultimă afirmație, sunt suficiente cazuri de direcționare a banilor cu predilecție către programe de sănătate cu destinație precisă, cum ar fi, de exemplu, prevenirea și combaterea afecțiunilor pulmonare. Cel de-al doilea tip de modalitate de finanțare o constituie finanțarea prin asigurările de sănătate. Este cunoscut de foarte mulți dintre noi și sunt convins și din rândul dumneavoastră al telespectatorilor, faptul că, în general, asigurările îndeplinesc două funcții, două roluri foarte importante, pentru că, în primul rând, pun împreună riscurile individuale ale unui număr mare de persoane, fiecare dintre aceste persoane având o problemă mică a unui eveniment nedorit. Iar, pe de altă parte, oferă posibilitatea fiecărei persoane incluse de a-și transfera riscul financiar asupra societății de asigurări prin plata unei prime în contul căreia asigurătorul acceptă să plătească anumite beneficii atunci când se produce un eveniment nedorit și care este prevăzut în polița de asigurare. Asigurarea de sănătate, de fapt, ce reprezintă? Reprezintă o modalitate prin care multe din țările cu venituri medii sau mari, adică, până la urmă, țări dezvoltate, țări bogate sau relativ dezvoltate, își acoperă într-o proporție semnificativă cheltuielile din sectorul, din domeniul public. Cunoaștem două tipuri de asigurări de sănătate asupra cărora am insistat, asigurarea socială și asigurarea privată. Două caracteristici importante diferențiază asigurarea socială de asigurarea privată. Și anume, în primul rând, asigurarea socială este obligatorie. Fiecare persoană din grupul eligibil trebuie să se înscrie și să plătească prima corespunzătoare. În al doilea rând, o altă caracteristică, primele și beneficiile prevăzute prin asigurarea socială sunt stabilite prin legislația în vigoare. Multe motiv pentru care acestea pot fi modificate cu mai multă ușurință decât cele incluse în asigurarea privată. Asigurări private care fac obiectul unui contract cu o valoare juridică semnat de comun acord de către părți. Finanțarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate se realizează prin contribuții obligatorii. În primul rând, prin contribuții obligatorii, de obicei în părți egale, din partea angajaților. Și anume sub forma unui procent din salariu, dar și a angajatorilor. Adică sunt contribuții datorate la bugetul de stat cu destinație pentru sectorul de sănătate, atât de angajator, cât și de către angajați, cât și de către angajator pentru el sau în numele angajaților. De altfel, această precizare este una dintre, să spunem, ultimele modificări legislative, ultimele, dar nu relativ nouă, modificare legislativă,
în ceea ce privește modul de virare de la bugetul de stat a contribuțiilor datorate de către angajați și angajatori. În unele țări se mai constată următorul aspect. În scopul includerii și a celor care lucrează în afara sectorului oficial, contribuția poate fi calculată ca un procent din venitul global al persoanelor respective. Să luăm exemplu aici, agricultorii, eu știu, crescătorii de fermieri, crescători de animale și așa mai departe. În cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, guvernul contribuie cu fonduri de la bugetul de stat. Această contribuție având scopul de a finanța unele obiective precise care nu sunt suportate de asigurări. Aceste obiective putând fi programe de sănătate de interes național, construcții și reabilitări în sectorul sanitar, dotarea cu aparatură de înaltă performanță, etc. Aceste contribuții, în cazul nostru, și realitatea o dovedește, nu sunt suficiente, în sensul că aceste obiective precise, sau pentru realizarea îndeplinirea acestor obiective precise, contribuțiile sunt insuficiente, dovadă fiind numărul, să-i spunem, relativ mic de construcții de unități medicale, de spitale în principal, dar și de reabilitarea celor existente, știut fiind faptul că foarte mulți specialiști sunt de acord cu ideea că viața, cu ghilimele de rigoare, viața unui spital este de 30-40 de ani. Dacă ar fi să dăm în spate acești 30-40 de ani, am observat că, de fapt, cel puțin spitalele, unitățile medicale care au fost date în folosință în anul 1989 sau puțin înainte sau puțin după, se apropie de sfârșit această viață, la figurat vorbind, ceea ce implică, până la urmă, cu stringență, cu necesitate, construirea de noi spitale, de noi unități medicale, practic nu și din punct de vedere teoretic sau doar pe hârtie, așa cum foarte mulți dintre noi ne dorim acele mult așteptate, cel puțin spitale regionale. Tot în sarcina guvernului ar trebui să cadă și grupurile defavorizate, care nu mai sunt incluse în asigurările sociale de sănătate, pentru că, nefiind incluse, acestea până la urmă sunt lipsite de protecție socială în momentul în care acestea apelează la sistemul medical pentru acordarea unui anumit tip de îngrijiri medicale. O altă modalitate din cele cinci cunoscute de finanțarea sistemului medical constituie finanțarea prin plăți directe. Se cunosc mai multe tipuri de plată directă. Plata în totalitate a serviciilor, coplata, adică, de fapt, o sumă fixă pentru fiecare vizită medicală, acea taxă de consultație, să spunem, sau coasigurarea, un anumit procent din costul vizitei. Plata directă în totalitatea serviciilor medicale se realizează de regulă în sectorul privat, în timp ce coplata și asigurarea coasigurarea sunt întâlnite cu precădere în sectorul public al furnizării serviciilor medicale. Efectele pozitive, iată că aceste modalități de plată sunt benefice, sunt binevenite, răspund până la urmă unui anumit număr de necesități sau un anumit grad al finanțării. Efectele pozitive ale acestor modalități de plată ar putea fi, în principal, reducerea serviciilor non-necesare, adică acelor care nu sunt necesare, prin responsabilizarea atât a pacienților cât și a medicilor, creșterea calității serviciilor acordate și, nu în ultimul rând, creșterea eficienței alocative. Problemele care apar însă sunt legate de faptul că populația săracă sau vârstnică, adică populația vulnerabilă, populația expusă, beneficiară a serviciilor medicale, s-ar putea reduce consumul de îngrijiri necesare datorită imposibilității de a plăti.
Pentru că fiind în dificultate, fiind săracă, fiind vârstnici, nivelul pensiilor până la urmă fiind redus, lipsa unui salariu, unei remunerații lunare, conduce la această stare de imposibilitate de a plăti. În ciuda aparențelor optime, în schimb, studiile efectuate au arătat că introducerea modalităților directe de plată nu a condus la o creștere așteptată și semnificativă a fondurilor pentru sănătate. Creștere estimată la mai puțin de 10%. Un procent insuficient pentru a satisface și pentru a rezolva, cel puțin din punct de vedere al finanțării, o parte din problemele sistemului medical. Mai mult decât atât, nu s-a constatat nicio îmbunătățire vizibilă a calităților serviciilor medicale furnizate. Lucru care nu poate să nu fac altceva decât să dovedească încă o dată, dacă mai este nevoie, problema insuficienței resursei financiare în sănătate. Ca o concluzie, în schimb, deși în ultimul timp se remarcăm o tendință sau se constată o tendință de introducere a plăților sau a plății directe, există mai multe posibile efecte negative ale acestei metode de finanțare. Este, prin urmare, dacă doriți, important să se înțeleagă care sunt limitele acestei metode, precum și impactul sau mai ales în contextul specific al fiecărei țări. Ultima și cea de-a cincea modalitate de finanțare a sistemului sanitar, a oricărui sistem sanitar, o constituie finanțarea comunitară. Este, de fapt, o modalitate de finanțare care se poate aplica în general comunităților rurale, adică a celor care locuiesc la sate. Ea presupune, de fapt, ce presupune această modalitate de finanțare? Membrii unei comunități, membrii unei comune, da, să plătească în avans o contribuție în scopul obținerii unui pachet de servicii medicale, atunci când acestea vor fi necesare. 200, 300, 500 de lei pentru investigații primare, pentru, tratament ambulator, etc., atunci când are nevoie, când, pe parcursul vieții fiecărui membru al acelei comunități rurale, acesta are nevoie de servicii de îngrijire, servicii medicale, pentru restabilirea totală sau parțială a stării sale de sănătate. Contribuția acoperă, sau ar trebui să acopere, de fapt, o parte a costurilor. Restul fiind, de fapt, subvențiile de la guvern. Adică, pe de altă parte, să nu mai fie o povară pentru alocațiile de la buget, pe care le îndreaptă, le direcționează către sectorul sanitar guvernul, ci doar, iar o parte din aceste alocații să fie înlocuite sau să nu mai fie acordate către guvern, ci să provină din cadrul acestor contribuții. Contribuțiile sau contribuția se poate obține și din industria locală, acolo unde există industrie locală, acolo unde, să spunem, putem discuta despre comune care sunt atractive din punct de vedere al investițiilor, din punct de vedere al potențialilor investitori în zonă, investiții locale care nu fac altceva decât să, în ceea ce privește atragerea de fonduri, să fie o sursă reală, chiar dacă nu se bucură de o stabilitate, pentru că, spuneam, resursa financiară din sănătate este caracterizată de o profundă stare de dinamică sau de un dinamism profund, dar și implicit de o instabilitate. Finanțarea comunitară, pentru că despre ea vorbim și la ea ne referim acum, își propune de cele mai multe ori să acopere costurile îngrijirilor, cel puțin a costurilor îngrijirilor primare. Costurile cu medicamente, precum și o parte din cheltuielile de spitalizare. O parte din cheltuielile de spitalizare, pentru că acea contribuție, dacă ar fi să dea fiecare membru al comunității rurale, nu ar putea acoperi costurile unei spitalizări care, în momentul de față, sunt foarte mari și care nu sunt acoperite de această contribuție. Finanțarea comunitară, în schimb, are la bază și trebuie să aibă la bază două principii. Cooperarea între membrii comunității și încrederea dintre aceștia. Recunoscând îngrijirile pentru sănătate ca pe o necesitate de bază,
Ca și faptul că prin eforturi comune, eforturi conjugate, poate fi obținută o bunăstare economică și socială a membrilor comunității respective, aceștia sunt mobilizați în scopul finanțării, organizării și conducerii îngrijirilor de sănătate. Iată de ce această finanțare comunitară, până la urmă, are rolul de a declanșa sau de a activa un mecanism și prin prisma membrilor comunității rurale respective. De asemenea, finanțarea comunitară poate fi susținută și încurajată de guvern prin inițiative legislative, asistență tehnică și asistență financiară. În schimb, unul dintre neajunsurile acestui tip de finanțare comunitară îl constituie gradul de sărăcire sau insuficiența resurselor per fiecare gospodărie sau per fiecare familie din mediul rural. Știut fiind faptul că astfel de persoane, de familii provenite din mediul rural, nu au întotdeauna și în totalitate resurse financiare suficiente, în așa fel încât din aceste resurse financiare lunare, din salarii, din remunerații, din alte venituri pe care le realizează pe gospodărie, să poată să achite o contribuție din ce în ce mai mare, care să îi permită să acopere un procent, un grad și mai mare de costuri, inclusiv cele legate de o eventuală spitalizare. Totuși, ideal ar fi ca organizarea finanțării comunitare să fie independentă de autoritățile locale sau centrale. Adică să nu aibă, eu știu, mecanisme, modalități, chiar și prevederi legale, care să le lege, care să o lege acest tip de finanțare, să o lege de autorități locale, de consilii locale, de, eu știu, de primării sau de autorități centrale, pentru că automat s-ar crea o interdependență și o condiționare care nu ar avea darul de a face ca acest tip de finanțare să fie una dintre cele mai bune. Având în vedere această stare de fapt, se nasc o serie de imperative legislative. Și anume, se impune monitorizarea, coordonarea și controlul calității în sistemul de sănătate prin crearea instrumentelor necesare îndeplinirii acestui rol. Și vorbim în plan financiar, din perspectivă financiară. Un alt imperativ legislativ îl constituie redefinirea sistemului de asigurări de sănătate care să permită accesul echitabil pe piața asigurărilor, atât pentru asigurătorii publici, dar și pentru cei privați, pentru asigurările obligatorii, precum și pentru cele voluntare. Dar, de asemenea, să permită facilitarea realizării unui echilibru financiar prin măsuri de adecvare a ofertei de servicii medicale de bază la posibilitățile de plată. Și acest al doilea imperativ se realizează printr-o reorganizare a caselor de asigurări de sănătate județene, inclusiv a municipiului București, Casa Opslaj și serviciile medicale complementare și sau suplimentare în aceleași condiții de asigurări condiții cu asigurători privați și stimularea intrării în piața sau pe piața asigurărilor obligatorii a asigurătorilor privați de sănătate care să încheie contracte de asigurări pentru în aceleași condiții cu asigurătorii publici. Și nu în ultimul rând, bugetul Fondului Național Unic al Asigurărilor de Sănătate să fie aprobat de Parlament separat de bugetul de stat, de bugetul consolidat. Acest Fond Național Unic al Asigurărilor de Sănătate să fie folosit doar pentru servicii de sănătate și nu pentru protecție socială, contribuția la sănătate pentru categoriile defavorizate să fie plătită din capitolul destinat protecției sociale a bugetului de stat. Ne apropiem de finalul primei părți a cursului de astăzi, iar după pauză vom trece și voi încerca să răspund
cel puțin din punct de vedere teoretic, urmând ca deciziile să fie luate de către dumneavoastră, cei care sunteți factori decidenți, factori decizionali în cadrul sistemului medical din România, astfel încât, cel puțin din punct de vedere al resursei financiare, al finanțării acestuia, a finanțării sistemului medical, situația în viitor să fie una care ne dă speranțe într-o reală îmbunătățire sau spre un trend ascendent în ceea ce privește, până la urmă, finalitatea recunoscută de toți cei implicați și nu numai de către aceștia, inclusiv de noi, de consumatori, bine, din punctul nostru de vedere fiind un deziderat și în egală măsură o necesitate, dacă am putea spune acest lucru. Spuneam că după scurta pauză ce urmează să o luăm, vom discuta despre cum poate fi decisă modalitatea de finanțare și, așa cum spuneam la începutul cursului, câteva aspecte legate de manager, prezentarea sau enumerarea câtorva, din punct de vedere general, câtorva deficiențe ale sistemului medical românesc, cu incidență în plan financiar sau, eu știu, colaterale sau ca o consecință a finanțării insuficiente și, nu în ultimul rând, o serie de concluzii. Ne revenim după pauză cu cea de-a doua parte.